Salutare, bine ați venit la Tea România. Eu sunt Alex și astăzi vreau să vă vorbesc despre ceva ce am descoperit acum 2 zile, cred că sau 3 zile. Dacă nu ați cumpărat Warcraft 3 Reforged, am o veste bună pentru voi. Puteți juca o versiune ba chiar mai bună decât Warcraft 3 Reforged. Este un mod pentru Warcraft 3, se cheamă Warcraft 3 Rebirth. O să pun un link în descriere unde îl puteți descărca și instrucțiunile cum îl puteți instala ca să vă funcționeze. Practic, acest mod reface toate unitățile și clădirile, ba chiar și copaci și terenul din jocul Warcraft 3. Îi dă un upgrade grafic chiar impresionant, după părerea mea, mai bine decât Reforged în unele privințe și asta este un lucru plăcut. Puteți juca și campania, ceea ce trebuie să faceți, să aveți o versiune de Warcraft 3 până la patch-ul 1.27, adică înainte de Warcraft 3 Reforged, cred că a fost ultimul patch lansat de Blizzard, și e și mai ok, fiindcă funcționează modul mult mai bine, aveți și widescreen, o rezoluție mult mai mare și după ce instalați modul puteți juca. Eu l-am instalat, am jucat câteva jocuri, pot spune că sunt foarte mulțumit de acest mod, ba chiar mai mulțumit decât de Reforged. În primul rând este gratis, în al doilea rând arată mult mai bine estetic, adică nu te încurcă vizual, pe când Warcraft 3 Reforged este foarte greu vizual, ba chiar mulți din jucătorii profesioniști de Warcraft 3 preferă modul clasic cu versiunea veche de grafică. Așa că, descărcați acest mod, îl recomand din toată inima, fiindcă se vede că au pus multă pasiune dezvoltatorii acestui mod și au lucrat chiar câțiva ani. Ultimul update fiind acum câteva luni de zile, dacă nu mă înșel, deci timp de 3 ani sau chiar mai mult, aceștia au lucrat la acest mod. Eu am fost foarte mulțumit să dau peste acest mod, fiindcă poate mulți dintre voi nu au un calculator foarte bun sau nu și-au permis să cumpere Warcraft 3 Reforged, fiindcă a costat 30 de euro și nici nu au fost mulțumiți după ce l-au cumpărat. Puteți juca Warcraft 3 cu o grafică îmbunătățită și nu o să vă coste nimic. Simplu, descărcați, o să fie o arhivă, descărcați arhiva din linkul de mai jos, după care extrageți această arhivă unde ați instalat jocul și restul urmați instrucțiunile din descriere. Trebuie să faceți ceva în ce și trebuie să aveți o versiune de patch un pic mai nouă, nu chiar ceva vechi, fiindcă primele versiuni de patch din Warcraft 3 aveau și rezoluție mai mică, unele unități erau un pic diferite și foarte multe bug-uri s-au rezolvat, mai ales în ultimele versiuni de patch. Așa că vă recomand să descărcați acest mod. Bineînțeles, el este gratuit, după cum am spus. Și încă ceva, dacă o să aveți anumite bug-uri la unele unități, îmi scrieți în secțiunea de comentarii și vă spun cum se rezolvă, nu este chiar așa de dificil. Și vreau să aud opinia voastră dacă mai vreți să fac content cu Warcraft 3, adică gameplay 1 vs 1 sau 1 vs 1 vs player, adică nu neapărat versus calculator, fiindcă am jucat în ultimul timp și pot spune că sunt destul de bunicel acum. Eu sunt Alex, sper că v-a plăcut acest clip, până data viitoare, salut!